Pentru că nu mă pricep la Simona Halep. Vreau să vă întreb, dumneavoastră a sfătuit-o să nu meargă în state? Să... Eu foarte rar o sfătuiesc pe Halep. Eu îi spun ce face și în special ce nu face. De asta nu sunt... Eu nu cred că Halep mă consideră un fan al ei. Halep mă consideră un inamic al ei. Cât fie, zic, de ce nu mi-ai dat telefon după ce ai terminat? Și domnul Țiriac, mi-era frică că mă bateți pe telefon. A spus-o, da? Domnule, cum am spus și știe, n-a jucat extraordinar, n-a jucat asta. Dar Halep e Halep. N-ai ce să-i faci. Halep s-a format la 14-15 ani. Atunci, dacă ea punea mai mult accent pe pregătirea ei fizică și nu știu ce, era mult mai solidă, cu toate că e o fată extraordinar de rapidă, cu un talent deosebit, da. Însă fizicul ei nu rezistă atâta cât rezistă capul. Iar capul, voința, o duce mult mai departe decât fizicul și de asta din când în când se rupe. La previziuni pentru Roland Garros, pentru Simona, având în vedere că va sări peste hard și o vedea pe zgură într-o încercare de a câștiga cel de-al doilea Grand Slam la Roland Garros la Paris, scutește și din nou. Depinde. Încă un turneu i-ar fi făcut mare bine. Adică încă 2, 3, 4 meciuri. Da. Ați văzut că la început juca cu numărul 173 și era acolo pe asta, pe aia altă. Ai văzut că și aici avea un set 6-2, 4-2, minge de 5-2 sau cât dracu a fost. Și... Deci nu este încă turnat fiind motorul. Da. Mai are la carburație aici puțin, mă dincolo puțin la altceva și așa mai departe. Halep are șansă oricând, oriunde, oricum. Atâta timp cât de acum, până la Roland Garros, dar nu știi nici cum să-i faci, adică că n-ai cum să faci un turneu sau undeva. S-ar putea întâmpla să... în țara aici, undeva, în dracului, unde sunt două terenuri cu zgură, da, nu știu unde s-o trimit să mai joace un turneu, pentru că este US Open-ul, este Cincinnati ăsta care este, Roma. Din alea mici, păi Roma în orice caz joacă. Dar Roma, în cadrul meu de adrese la pregătire, Halep, nu contează. Pentru că deja acolo intri în fricțiuni cu cele mai bune, intri în puncte, intri în treburile astea. Ei trebuie meciuri, meciuri să piardă primul tur. Să piardă primul tur numai să învârtească mingea. Să învârtească mingea, să-și dea seama unde este. Și când greșește, să știe de ce greșește. Pentru că dacă nu știe, a doua minge o greșește la fel și n-are voie. Dar eu, în locul federației, dacă vrei, iau din nou, aș face undeva un challenge în București aici pentru româncele astea, pentru șase românce care sunt. Cum s-a întâmplat la Cluj? Dacă vrea să-l facă la Cluj, poate îl face la Cluj cineva care niște terenuri acolo, dacă nu... La care trebuie să joace fiecare cu fiecare.